10 bilonuri aici avem și vă felicităm pentru asta. Mulțumesc, pedalez de vreo 12 ani prin toate orașele pe unde ajung și cred că e un mod și sănătos de viață, și ecologic curat, și ieftin. Dar primăriile nu prea înțeleg asta și nu creează infrastructură. Dumneavoastră cereți infrastructură sau în ce sens protestați? Da, măcar simbolul pe care eu îl consider mostra comportamentului primăriei față de natură, și anume un steja care este parazitat de o benzinărie cu corona lui, un steja care este tricentenar, să fie scutit de această vecinătate, obținută în mod fraudulos, cu acordul și al urbaniștilor de primărie, și la Direcției de Mediu de Primărie și Agenției de Protecție a Mediului, care într-o veselie le-au dat voie să funcționeze, acolo fiind încălcate 6 legislații, una după alta. Arbore monument al naturii, arbore monument al naturii, de lopezările și încălzirea sub foci. Distanțe periculoase, așa, da. Distanța față de habitat, de clădirile în care se locuiește, distanța față de trafic. Și unde e asta? Strada Horei. Aha. Lângă Foișorul de Foc. Horei, lângă Foișorul de Foc. Horei, Foc, Bulevardul Ferdinand. Vă invit să-l fotografiați. Da, o să trec neapărat pe acolo. Deci au instalat, au făcut acum benzinărie nouă lângă stejar. De 20 de ani, mă, cătrezi. A, încercați să o închideți. Acum stejarul a ajuns în fața de cancerizare în proporție de 60%. De ce? Credeți că îi fac ceva? Vaporii de la pompe se duc în coroană și rădăcina lui a fost amputată de către rezervoarele benzinăriei. Care trebuie să fie îngropate, da. Rezervoare care nici măcar nu respectă standardele de izolație și izolare, și anume, în loc să fie dublu cămășuite, adică să existe două înveliciuri care să protejeze sărmâna, să protejeze eventualele scurgeri în pământ, și este numai o singură anvelopare. Ați văzut asta atunci 20 de ani când au instalat? Sau acum recent? Da, nu, de acum 20 de ani și recent. Recent sau așa. Revizuit. Se vede cum se scurge benzina în jos. Sunt pete de petrol și de... La pompă. La suprafață. Și intră în pământ normal, că de așa. Ajunge la stejar. De, nu știu, 20 de metri de jur împrejur, e o placă de beton care nu permite irigarea acestui stejar. Tratamentele făcute pe care le-am obținut de la Institutul de Sănătate de Amenajare prin Academia Română, care e deja de el, pentru că e pe lista lui. Deci atâția ani încercat să salvați un stejar cu atâtea instituții de stat și nu reușiți. Nu reușesc. Mi-a promis și un ziarist, a zis Alexandru Căuțiș, acum câteva luni, domne, eu mă ocup de treburi de genul ăsta și pe toate le-am rezolvat. O demonstrație și o demonstrare a găunoșeniei și acestui ziarist. Măcar putea să tacă din gură. Să nu se laude, da. Să nu se înhame dacă știa că nu poate, frate. Da. Nu, el se putea. El nu s-a înhamat, dar să nu se laude că o rezolvă, că nu era sigur. El era și din Constanța, de consilier, a ajuns consilier PSD la Constanța. Nu e aici, la București. A spus cuvântul magic PSD, eu nu știu ce speranță avea. Ce au zis autoritățile, poliția? Autoritățile e notificat. Fiecare dată m-au chemat, m-au primit. A, deci protestați periodic, nu e azi prima zi. Aha. Am, cred că, sute de sezii. Aha. Nu e interesată de subiectul. Uitați-vă și la fie, am mai spus. Deci în țara asta nu prea contează nici ce vrea omul, vedeți, nici ce spune legea. Câți copaci vedeți dumneavoastră pe trotuarul din fața primăriei. În schimb și-a tras alveolă ca să tragă mașina de câte ori vine și pleacă. Mașina și mașina intră pe contrasens. Mașina ei, că n-are voie pe acolo, e numai transportul public. Aici era un gard vechi. Tot vechi, de 100 de ani. Au pus altul ca să spele niște bani. Beton și piept. Nu se poate să nu reconstruiască
filmat un consilier cu CCMV, care a fost răzut, a imprimat tot ce am spus, din păcate se mi-a transmis înapoi, era mult diminuat față de ceea ce spusese. Îi dau voi tipurile să pronunțe nume proprii și nume de filme și chestii care amintează imagine. Nu cred. Dar eu, ca președinte la unei organizații de protecția mediului, care de 26 de ani, nu mai spun că sunt membru rezist de Roșia Montană și... Da, da, v-am văzut la proteste, la guvern, aproape în fiecare seară, da. Președintele al Fundației Ecocivica mă zbat din impostaza și din impostaza asta, dar mai ales de cea de cetățean al Bucureștiului, să echilibrăm puțin oxigenul cu doxele. Pentru că la noi, dacă vă uitați și la universitate și la piața Ocro, sunt niște panouri cu doxe. Nici nu funcționează. Nu funcționează. Nu funcționează de peste 10 ani, 12 ani. Adică omul... Și la Ministerul Mediului e unul, dar arată doar viteza vântului și temperatura. Orice bucureștean nu știe, dacă ar vrea să știe, ce respiră. Dar știm din statistici europene că suntem în topul poluării. București, Brașov, Iași. Iași, da. Așa. Însă Bucureștiul e cu atât mai grav, cu cât a fost și este capitala europeană și a deținut și șefia Consiliului Uniunii Europene și mai mult de 10% din populația României respiră aerul ăsta în fiecare zi. O să mă mai dau câteva exemple de respectarea calității aerului din București. Eu merg, am renunțat la mașina cu vociște. Era o Dacia 1300 cu piese Renault și încă foarte bun. Și am renunțat că am zis, mă zic, eu sunt ecologist, nu mai simt nevoia și merg cu transportul. În fiecare zi când vin cu transportul în comun, că mă duc spre Piața Victoriei sau Temir unde, nu există din două dăți să nu fumeze măcar o dată șoferul. Și el crede că are cabina izolată și că nu ne afectează. Eu sunt fumător pasiv. Cum se poate, domnule? Victime, da. Asta e grija față de aer. Dânsul este șeful pauzei de la... Îl știm, l-am văzut cum sare la oameni, de mușcă. Despre ce stație este vorba, ca să știm exact. Doamna de la... Comnița Florescu, știe, da. Comnița nu mi-a zis exact, spuneți-mi ca să știți. Strada Horei 21, strada Horei 21, la intersecția cu Bulevardul Ferdinand, unde o benzinărie este amplasată sub coroana unui stejar care mănânca în natură și are benzinărie. Intersecția cu Bulevardul Ferdinand, nu? Orei 21, din stația de tramvai, în sensul dintre Iangu. Sunteți foarte amabil că notați-mi asta, datele pe care ăștia le știu de ani de zile și le-a trimis prin totdeauna se găsește ultima o replică care mi-a cum am vorbit. Da? Nu, că de asta am zis, a fost vorbit cu lumea, dacă ultima oară știi ce mi-a zis, am zis că mi-a trebuit măcar un dat, trebuie spartă placa aia care îi găsă un prețin și nu intra apa la aia. Și ce mi-a zis, uză-l tu. Asta după 50 ceva de ani de cum ne cunoaștem, o mârlănie. Ca să fiu delicat. Și cu dânsa. Da. Și discutat și eu vă zic așa... Da, uite, și domnul primar general acum problema, că nu știa exact. Nu știa. Nu știa exact, asta vă de fiecare dată memoria e înșală.
Eu stau încă, am anunțat pe aici. Îmi fac o poză. A, bă, nu. Dacă văd un cu șapte. Te bagă și s-a văzut. Mă bagă pe dumneavoastră, bagă și nu. Deci, tata, când a spus că nu ești bine, mă văd la poliția. Nu, dacă vă spus că dacă vă spus că am fost un consumier de la USR care a venit la prima. Vedeți. Dom'le, toate le știe, dom'le. Numai adresa nu știa. Dacă am fost cu el în audiență, poate vă da, ca să e confirmarea acelor cu fel de mine. Da, să știu să te vine de mult, cu fel de mine, dar nu prea știu. Și acum, acum să mă întreb de unde e. Mă, frate! Mă, frate! Eu de fiecare dată, în optimismul meu bolnav, sper că să se rezolve treaba. Dar asta dar, e important până la urmă să se rezolte, dar voi da, am primit peste două... Dar uite și ăsta cum traversează, că nu-i trecere de pietoni și acela n-are voie în sensul acela, adică dacă ar fi transport public. Dar cum face Gabi Firea, da, fac și fac alții boieri. Am primit 20 de ani optimism în Romolav legat de Stejac. De alt optimism ăsta cu Ecocitica, de 26 ani. Avem procese pe rol în continuu. E colegul meu, Dan Trifu, care se ocupă de inginer electronic, care s-a transformat în avocat cu ceva succes. Peste 90% din procese sunt câștigate. Dar treaba asta nu se observă prea mult. M-aș lăuda puțin acum să vă spun că Ecocivica și subsemnatul, care a apărut cu 12 ani înaintea lui Nicușor Dan și acum sunt puțin rău, Nicușor Dan, care a cam preluat din ceea ce am făcut noi și acum și le atribuie singur unele dintre ele, deși suntem împreună, așa. Acum, de acum 12 ani, cu mult înainte de când l-am cunoscut pe Nicușor Dan, mă zbat 500 de hectare de spații verzi am salvat. Știți ce înseamnă asta? Enorm! Enorm! Și vă mai dau un pont foarte tare. Catedrala Neamului n-a fost construită în Pacul Taro, dar pe lucru nu. Cine știe treaba asta? Cine? Am avut procese pe rol, le-am câștigat. Vreau să dea... distrugă și parcul ăla. Vă rog să vă prezentați. Am monumentul ăla, am vrut să-l dea jos. Mauzoleu? Mauzoleu, spunând că e monumentul comunismului. Băi, frate, când e un monument, e frumos. Nu contează al cui a fost. N-am fost comunist și nici nebudăpatic, niciodată. Cum poți să faci asemenea? Și pentru victime din război, comunist, necomunist, sunt oamenii noștri care au murit. Dar era o frumusețe. Da. Cum vă numiți, vă rog? Nicolae Rădulescu Dobrogea, cetățean al Bucureștiului și președinte al Ecocivicii. Chiar președinte. Mulțumesc!